România condamnată la CEDO pentru un caz de tortură. Țara noastră trebuie să plătească despăgubiri de 9.000 de euro unui tânăr cu probleme psihice care a fost bătut în sediul Inspectoratului de Poliție Bistrița. În urma loviturilor, băiatul s-a ales cu timpanul spart. Cazul șocant s-a petrecut în 2011. Atunci, băiatul, care era în clasa 11-a, a fost ridicat de la școală de către polițiști. Aceștia l-au acuzat de jefuirea unui magazin. Coșmarul a început la secția de poliție. Potrivit știri de Bistrița.ro, anchetatorul Marian Ștefan l-a bătut pe elev cu pulanul pentru a recunoaște fapta pe care nu o comisese. De frică și durere, victima a făcut pe ea, însă polițiștii au continuat tortura. Așa, după ce l-au amenințat cu șocuri electrice și l-au lovit chiar și cu o bâtă de baseball în palmă. La interogatoriu ar fi asistat și actualul comandant al Poliției Municipale, Ioan Nicolae Moldovan, în acea vreme șef al Direcției de Investigații Criminale. Știri de Bistrița.ro scrie că acesta l-ar fi urecheat pe băiat și ar fi spus: vezi ce pățești, dacă nu ești sincer, dai de nașpa cu noi. După interogatoriu, victima a ajuns la urgențe cu timpanul distrus, dureri în palme și în abdomen. Medicii au confirmat că tânărul a suferit o agresiune. A doua zi după bătaie, familia tânărului a făcut plângere împotriva polițistului Marian Ștefan. Timp de mai mulți ani, dosarul a fost clasat de 3 ori. Judecătorii au ales să ignore și actele medicale care dovedeau leziunile grave la nivelul urechii. Mai mult, părțile implicate nu recunosc nimic. În real, ce s-a întâmplat cu urechea, n-am avut nicio tangență cu polițistul, nici nu l-am cercetat eu. Sunt polițiști care fac, am coordonat doar activitățile, nu am făcut cercetări privind la cauza respectivă. Poate vedea și în dosar și în declarațiile care le-au dat băiatul respectiv, eu n-am avut nicio treabă. Nici nu s-a pus plângere față de mine inițial, n-am fost vizat. A fost auzit ca și martor. Ulterior, dacă vreau să schimbe avocatul, făcut test tipuri avocățești, dar care nu mă afectează și nici nu mă interesează. În lipsa oricărui sprijin din partea autorităților, familia victimei a apelat la CEDO. Între timp și dosarul în care victima era acuzată de furt a fost clasat din lipsă de probe. Cu alte cuvinte, tânărul a fost torturat pentru o faptă pe care nu a comis-o. După 7 ani de la incident, statul român este obligat să-i plătească tânărului despăgubiri de 9.000 de euro și circa 1.500 de euro cheltuieli de judecată. Însă, polițiștii care l-au torturat pe băiat vor rămâne nepedepsiți, pentru că CEDO a condamnat doar statul român. Tânărul agresat s-a mutat între timp în Olanda.